Era atât zgomotul se repetă. Un zgomot surd. Prea puțin uman. E ca și cum o pasăre oarbă s-ar izbi de un fir. Chiar impresia e din ce în ce mai precis. Ca și cum cineva ar vrea să-mi spună ceva. Nu mai pot să mă uit la glină fără să mă aștept zgomotul. M-am decis, deci, să desprind oglindare pe peretele din paie și să o agăț în dormitor. Chiar pe peretele din fața patului meu. Acum oglinda se află între două ferestre și e ca și cum ar fi chiar ea o fereastră. Am început să mă din ce în ce mai des în oglindă. Scolătul fascinează, mă obsedează. Doar cum în sterie, în orice caz, sunt absolut sigură. Scolătul vine tine, oglindă. Există cineva în interiorul lui care dorește să comunice ceva. Ia-te-o dovada. Vrei să-mi degete? Și pe câteva zeci de secunde, ieși din degete. Pare din palme și după câteva zeci de secunde, pare din palme. În orice caz, ne-am bate repede. Eu spun A și după câteva zeci de secunde aud un fel de muget în oglindă. Chiar dacă aul meu nu este reprodus corect, simt cu câtă bucurie se chinuie ea să mă spună. Când vine noaptea, nu mai aprind nicio lumină. Îmi place să stau cu ea de partea cealaltă. Toată că mâncăm de cele toată noaptea. Cum știu că mă gândesc chiar în fața patului, știu că ea mă protejează în timp ce dorm. Dimineața e cea care mă trezește. O să-i spun, a, fie pungând din degete. Îmi place să fiu trezită în felul ăsta. Am învățat limbajul, dar nu vorbește încă. Eu spun, eu sunt. Și ar răspunde, eu sunt. Eu spun, tu ești. Și ar răspunde, tu ești. Auzeam ca prin somn un fel de tic-tac monstruos. Chiar mă era prea obosit ca să se trezească. E bine ce încerca ea să repete. Erau propriile mele bătăi de inimă. Situația de locul nostru mă sperie. Știu că ea încearcă să-mi acopăreze toată viața. A început să strige ajutor. Nu mai suport.
niciodată să-ți fă de acolo. Nu știu, merg eu la ea.